I am thankful to God să be able to be here. Lui Dumnezeu, to be able to be here. Să fiu astăzi la dumneavoastră, să fie posibil asta. It just a little bit over 10 years that I was here. Puțin de la trecut de 10 ani de când am vizitat ultima dată comunitatea dumneavoastră. I was here in the year 2001, in the month of July. 2001, în iulie. When we held a seminar. Când am ținut aici un seminar. And brethren from other countries also, neighboring countries, came here. Care a reunit și câțiva frați din țările învecinate, de asemenea prezenți în acest loc. And since that time, many things happened in our lives, and history of the church, and in the history of the world. De atunci încoace, multe lucruri s-au întâmplat în viața noastră personală, în lucrurile bisericii sau în istoria lumii în care trăim. Before we will read a few words from the Word of God, înainte să citim câteva cuvinte din Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, I want to tell you a little story. Vreau să vă spun o scurtă întâmplare. In a certain church, într-o biserică, the people always used to be sitting in the back of the church. Întotdeauna frații, nu știu cum făceau, că stăteau numai în spatele bisericii. And the minister invited them, please come forward. Și predicatorul i-a rugat, vă rog frumos, haideți în față. And he insisted, but the people, they stayed in the back. Și a insistat, însă oamenii alegeau să stea în spate. And the minister did not know what to do with the seats that were empty in front. Și așa că predicatorul nu mai știa ce să facă cu locurile care erau gata, goale, mă scuzați, pe partea din fața bisericii. And he devised the plan. Și a stabilit un plan. And in the first two rows, he put very soft seats. Pe primele două rânduri a pus scaune foarte moi. And all the rest, very hard seat. Și pe toate celelalte, scaune foarte tari. And guess what was the result? Și care credeți că a fost rezultatul? Everybody want to sit in front. Toată lumea a fost bucuroasă să se așeze mai comod, în față. If I would ask you to come forward, would you come? Dacă v-aș ruga eu să veniți mai în față, ați veni? Well, if you are willing, please come forward. Dacă sunteți drăguți, haideți să vă rug eu frumos, veniți mai în față. Thank you. Mulțumesc frumos, mulțumim. Mulțumim mult. Tonight we are not going to have a long meeting. În seara aceasta nu o să facem o adunare lungă. I know that you all were busy today, worked hard. Știu că dumneavoastră toți ați fost ocupați astăzi și că ați lucrat din greu. We also were traveling and we were busy. Și noi we are all tired. Călătorit și suntem cu toții obosiți. So, we are going to have a short meeting. O să avem o adunare mai scurtă. I invite you to open the Bibles and let us read a few Bible verses. Vreau să vă rog frumos să deschideți Biblia dumneavoastră, să citim împreună câteva versete. In the Gospel of Matthew, chapter 9. În Evanghelia după Matei, la capitolul 9. And let us read verse 1 to 8. De la 1 la 8. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănoc care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănocului, îndrăznește fiule, păcatele îți sunt iertate. Și iată că unii dintre cărturari au zis în ei înșiși, omul acesta pulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, pentru ce aveți gândurile în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice, iertate-ți sunt păcatele? Sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele,
scoală-te, i-a zis slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. After one day of very heavy labor, Jesus crossed the sea. După o zi de foarte dificilă și intensă activitate, Domnul Iisus a trecut marea de partea cealaltă. And if you read the previous chapter, dacă citim capitolul precedent, you will find that when the disciples were crossing the sea, veți găsi că atunci când ucenicii treceau pe partea cealaltă a mării, a great storm came along. A izbucnit deodată o furtună grozavă. And Jesus was sleeping. Domnul Iisus dormea. And they woke up Jesus. He said, "You don't worry that we perish." Și a zis, Doamne, nu-ți pasă că pierim. Well, Jesus woke up, rebuked the sea. Domnul Iisus s-a trezit, a mustrat valurile mare. And there was calm. Și din nou liniștea s-a instalat pe mare. And they reached the other side of the sea. Și au ajuns astfel pe partea cealaltă a mării. And when he came to the other side, când a ajuns pe celălalt țărm, he entered the house. A ajuns într-o casă. A intrat într-o casă. And the Bible informs us that they brought a man that was paralyzed. Și Biblia ne spune că i-a fost adus un om care era paralizat. But the people were so crowded around that they could not take the man in. Oamenii se erau atât de mulți, în așa mare număr strânși în jurul acelei case, că nu mai puteau să-l aducă pe acest bolnav în lăuntru casei. And he could not walk, so they brought him in the bed. El nu putea merge, așa că l-au adus pe patul său de suferință, l-au operat pe un fel de tancă. Now, the first thing that Jesus said to him, primul lucru pe care Domnul Iisus l-a spus, be of good cheer. Zice, îndrăznește, fiule. Be of good cheer. Îndrăznește. You know that many times diseases come because of melancholy. Știți că multe ori ne apucă bolile din pricina melancoliei. Because they become sad. Oamenii se întristează, depressed, se amărăsc, devin depresivi. And then the physical health is affected by the mental condition. Și așa se întâmplă că fizicul, nu, trupul omului este afectat de starea în care se găsește mintea lui, de starea psihică în care se află. I remember at one time I was working in South Korea. Eu duc aminte, o dată lucram în Coreea de Sud. And one sister, a girl, și o soră, wanted to talk to me. O fată a vrut să-mi vorbească. So we called the translator and she said to me, chemat translatorul și mi-a zis, brother, frate, I think I have cancer. Mă tem că am cancer. I said, who told you you have cancer? Și am zis, dar cine ți-a spus că ai cancer? Said, nobody. Nimeni. I said, do you feel some pain somewhere? Te doare în vreun fel, pe undeva? She said, no. Nu. And why do you think you have cancer? Și cum de ți-a venit gândul ăsta că ai cancer? Cum te gândești că ai cancer? Because so many people suffer from cancer and I think I also have it. Pentru că atât de multă lume suferă de cancer și mă gândesc că am și eu. And I said to her, bring here to me the book, Ministry of Healing. Adu-mi aici Divina Vindecare. And I asked her to read in her language. Și am rugat-o să citească pe limba ei. One paragraph that says, un paragraf care spune, that many diseases, multe boli, are imaginary. Sunt imaginare.
I said, your disease is imaginary. Și am zis, știi, boala asta ta e imaginară. You imagine that you are sick. Îți închipui că ai fi bolnav. You never made a medical test. Niciodată nu ți-ai făcut niște teste medicale. You do not feel any pain. N-ai simțit niciun fel de durere. And you imagine that you are sick. Și ți-ai închipuit că ai fi bolnav. I said, you are not sick. Și e clar că nu ești. I said, read the next paragraph. Citește și paragraful următor. And the next paragraph says, care spune, that you should be cheerful, happy. Îndrăznește, spune, fiți plini de nădejde, fiți bucuroși, fiți fericiți. And of a clear conscience. Și păstrați-vă o conștiință curată. And that will be a remedy. Și asta este remediu. And she was a good singer. Era o bună cântăreață. I said, now you go home. Da, la muzică. I-a spus, sing. Acasă, cânti. And be happy. Și fii fericit. Be cheerful. Îndrăznește. Plină de curaj. And the cancer will go. Și cancerul se va duce. You know, in Australia, a person said to me. Mi-a zis în Australia o persoană. Cancer does not come from that which you eat. Cancerul nu vine din ce mănânci. But it may come from that which eats you. Ci din ceea ce te mănâncă. You understand the difference? Adică se vorbește de ce te roade. Ca să se înțeleagă expresia, nu? And Jesus knew. Domnul Iisus știa. That the first thing to be healed. Că primul lucru ca să fie to be cheerful, vindecat, i-a spus, să fie plin de curaj. And then Jesus said, și Domnul Iisus i-a zis, be of good cheer, be happy. Okay. Fii fericit, fii bucuros. Acest îndrăznește în limba noastră un pic o nuanță diferită cumva. Nu numai îndrăzneți, ci îndrăzneți cu bucurie. So it's a slight difference of message. Yeah. That's the first step in the recovery. Asta e primul pas în recuperarea sănătății. And the next, și următorul, Jesus said, Domnul Iisus i-a zis, your sins are forgiven. Păcatele îți sunt iertate. When we know, când știm, that God really forgave our sins, că Dumnezeu chiar ne-a iertat păcatele, we have good reason to be happy. Avem motiv temeinic să fim foarte fericiți. And Jesus said, your sins are forgiven. Și a spus de aceea Domnul Iisus, păcatele îți sunt, cu alte cuvinte, deja. You know why Jesus said that? Știți de ce a spus Domnul Iisus asta? Because disease is result of sin. Pentru că boala este rezultatul păcatului. After we become cheerful, după ce devenim bucuroși, we should ask the Lord to forgive our sins. Trebuie să cerem Domnului să ne ierte păcatele. Now, the Bible informs us that the leaders of Jewish people, they were not happy. Ne spune Biblia că respectiv conducătorii iudei nu erau nici cum bucuroși. They said that Jesus was saying a blasphemy. Ei se gândeau că Domnul Iisus hulește. They considered Jesus only as a simple man. Îl considerau ca fiind un simplu om. And they said, și au zis, only God can forgive sins. Doar Dumnezeu poate ierta păcatele. They did not recognize Jesus as God. Nu îl puteau recunoaște pe Iisus ca fiind Dumnezeu. But Jesus, then, knowing their thoughts, însă Domnul Iisus, știindu-le gândurile, he said, what is easier to say? Ce e mai ușor să zici? Your sins is forgiven. Păcatele sunt iertate. Or, sau, arise and walk. Scoală-te și umblă. Arise and walk is easier to say. Deci, bun, scoală-te și umblă e ușor să zici. But Jesus could not heal him. E interesant că Domnul Iisus nu l-a putut vindeca before înainte, his sins would be forgiven. Ca păcatele să fi fost iertate. And that
teaches us a very important lesson. Și asta ne învață o foarte importantă lecție. Whenever we have health problems, ori de câte ori avem probleme de sănătate, we should ask the Lord to forgive our sins first. Ar trebui primul lucru să cerem Domnului să ne ierte toate păcatele. And after sins are forgiven, și după ce păcatele ne sunt iertate, because Jesus promised, pentru că așa a promis Iisus, and Jesus said, your sins are forgiven, și i-a spus acestui om, păcatele îți sunt iertate. Then he said to the paralytic, now, you stand up, apoi îi zice paraliticului, and go to your home. Ridică-te și du-te acasă. And the man was healed. Și omul a fost vindecat. So the healing of the physical body, așa că vindecarea trupului, comes after the healing of the soul. Vine după vindecarea sufletului. The soul has to be cleansed first. Sufletul trebuie să fie curățat întâi. And after the physical body is healed. Și după aceea trupul fizic este și el this is what happened to this paralytic. Asta este ce s-a întâmplat cu paralizatul. Now when one person is healed, când o persoană este vindecată, how does he feel? Cum se simte? Happy. Fericit. And many who are healed, they thank the doctor that healed them. Și mulți dintre cei care sunt vindecați mulțumesc doctorului care i-a tratat. Well, the doctor could have been an instrument. Bine, doctorul poate fi un instrument. But who heals the sickness is God. Dar cel care vindecă bolile este Dumnezeu. Without him, fără el, doctors can do nothing. Doctorii nu pot face nimic. So when we are sick and we are healed, când suntem după aceea însănătoșiți, suntem vindecați. We should know that God is the one that healed us. Ar trebui să știm că Dumnezeu este cel care ne-a vindecat. And in verse 8 it says, și în versetul 8 spune, that when the multitude saw that that man now was walking, când au văzut noroadele că acest om acum putea merge, they glorified God. Au slăvit pe Dumnezeu. They did not thank anybody else but God. Nu au mulțumit niciunui altcuiva decât lui Dumnezeu. So these are the steps for the recovery. Acestea sunt pașii sănătoșii. Do you remember which are the steps? Vă aduceți aminte care au fost pașii menționați în această Be seară? Of good cheer. Fii bucuros, îndrăznește. Sins should be forgiven. Păcatele trebuie iertate. And then, și apoi, comes the healing of the physical body. Vindecarea trupului fizic. And when we are healed, și atunci când suntem vindecați, who is to be glorified? Cine trebuie să fie slăvit? The doctor, doctorul, the nurse, asistenta. They may be thanked for their service, yes. Li se poate mulțumi, cu siguranță. But we should glorify God for His healing power. Trebuie însă să mulțumim lui Dumnezeu pentru această putere vindecătoare pe care doar El o are. If we follow these steps, dacă urmăm acești pași, then our life will be cheerful. Atunci viața noastră va fi plină de bucurie. Always. Întotdeauna. No matter in which circumstances we are. Nu contează în ce circunstanțe ne vom găsi. And the Apostle Paul, when he wrote to the Philippians, când le-a scris Apostolul Pavel Filipenilor, he said, rejoice in the Lord. Le-a spus, bucurați-vă în Domnul. And he said, and again I say, rejoice. Și odată vă spun, bucurați-vă. And if you read the whole letter of Paul to the Philippians, dacă citim toată scrisoarea lui Pavel către Filipeni, you find that he repeated that many times that we should be foarte des le spune bucurați-vă. We should be joyful. Fiți plini de bucurie. Why should we be joyful? Și de ce să fim atât de bucuroși?
Why should we be glad? De ce să fim veseli? I remember it was in the year 1949. Mi-aduc aminte, era în 1949. I was in the church. Eram într-o biserică. And the Sabbath, in the Sabbath school lesson, și la școala de sabat, had a title. The Sabbath school lesson has a title. Era acolo o lecție cu titlul Joy. Bucuria. And the brother who was taking the lesson asked, when is it that we have joy? We are happy. Și atunci fratele instructor a întrebat la un moment dat, când suntem noi bucuroși? And one said, when we have money. Cineva a răspuns din sală, când avem bani. Another said, oh no, when a child is born. Alta a spus, când se naște un copilaș. And the other said, well, when we have good friends. Alta a spus, când avem prieteni buni. The other said, when we have plenty of food. Celălalt a spus, când avem mâncare din belșug. But no one said, însă nimeni n-a zis, when the Lord forgives our sins, când Dumnezeu ne iartă păcatele, and heals our physical și ne vindecă bolile fizice, trupești, then we should be glad. Atunci trebuie să fim fericiți, să fim bucuroși. And when is it that we should be glad? Și deci, când să fim bucuroși? We should be glad always. Întotdeauna. Even if we are sick. Chiar dacă suntem bolnavi. You know why? Știți de ce? It could be worse. Ar fi putut fi mult mai rău decât este. Deci tot ai cumva este rău. And then in the year 1966, în 1966, I went to visit a person. Am mers să vizitez o persoană that was laying in bed. Care era acolo în pat, zăcea în pat. He was a technician in a radio station. Era un tehnician de servicii radio ficate, deci de radio. And he wanted to get married. Voia să se căsătorească. So he decided to go to Rio de Janeiro. Așa că a hotărât să plece tocmai la Rio de Janeiro. To work in a more powerful radio station. Să lucreze pentru o companie radio și mai puternică, mai mare. To get more money. Ca să fie mai bine plătit. Because he wanted to get married. Pentru că voia să se însoare. And one Sunday, într-o duminică, he and his friend went to the beach. El și prietenul său au mers la plajă. And one wave of the sea, și un val al mării, al oceanului, threw him against the sand, l-a lovit de nisip, and he broke his backbone. Și i-a frânt coloana vertebrală. And he was taken to hospital. A fost dus la spital. They had surgery. L-au operat. But he was never healed. Însă niciodată nu s-a mai vindecat. They took him home. L-au dus acasă. And when I met him, și când l-am întâlnit, he was already 10 years in bed. Era după 10 ani de zăcut în pat. For 5 years, 5 ani, he had hope that he would be healed. Sperase că totuși va fi vindecat. After 5 years, după 5 ani, the so-called Jehovah's Witnesses knocked at his door. Martorii de Jehova au bătut la ușa lui. And they began to give him Bible studies. Și au început să-i dea studii biblice. For 2 years. Pentru 2 ani. And then he was baptized by them. Și în cele din urmă a fost botezat de către ei. He was baptized in a canvas. A fost botezat in like a tube. Yeah. It's like a thick canvas, thick cloth. And they put water in there. L-au botezat într-un
material textil cumva, deci nu tare ca o cadă sau ceva, un ceva mare plin cu apă, mulabil în jurul lui. And for one year he was continuing studying with them. Încă un an a continuat să studieze cu ei. Then the seventh day Adventists found him. După aceea, adventiștii ziua șaptea l-au găsit. And they studied with them, with him. Și ei au studiat împreună cu el. And he accepted the Sabbath truth. Și el a acceptat adevărul despre sabat. And he had very clear mind. Avea o minte scripitoare, limpede. He ordered and bought all the testimonies. A comandat și cumpărat toate mărturiile. And asked the family to put on a shelf around in his room. Și a rugat familia să-i facă o bibliotecă foarte la îndemână lângă pasul lui în cameră. Now I want to tell you. Vreau să vă spun. That his arm here was that thick. Vreau să vă spun că mâna lui devenise de această dimensiune. His leg. Picioarele. Was that thick. Așa de mari sau mici. And he could not move in the bed. Nu se putea mișca măcar în pat. And the Adventists were studying with him another 2 years. Adventiștii au studiat cu el încă 2 ani. And after that, și în cele din urmă, our colporteurs met him. Colporteurii noștri l-au întâlnit și ei. And began to study with him. Și au început să studieze cu el. And they took me there to him. Și m-au invitat și pe mine să-l văd, să-l întâlnesc. And sometimes I saw him shaking. La anumite vremi îl vedeam așa tremurând. And I said, brother, do you feel pain? Și l-am întrebat, te doare? And he said, și-a zis, I have constant pain, non-stop. Mă doare permanent, non-stop. But, dar, when I shake, there are some acute pain. Când tremur, este o durere acută. And then I said to him, brother, și am zis, wait patiently in the Lord. Așteaptă cu răbdare în Domnul. Because he promised a place where you will be healed. Pentru că făgăduința este că vei fi vindecat. He said, well, brother, if that would not be my hope, și fratele a răspuns, frate, dacă n-ar fi aceasta nădejdea mea, I would have already committed suicide. M-aș fi sinucis de mult. But I know, dar știu, that we have a better place up there. Știu că avem un loc mai bun care ne așteaptă acolo sus. And then he started asking me some doctrinal questions. Și apoi a început să mă întrebe întrebări despre învățătură. And because he had the testimonies there on the shelf, avea acolo mărturiile pe rafturile lui, I took his books and I read to him from his book. Am luat cărțile lui și am citit din ele pentru el. And he smiled. A zâmbit. He said, brother, it appears that you wrote those books. Se pare că tu le-ai fi scris. I said, no, I did not write those books, but I read those books. I spus, nu, nici de cum nu le-am scris eu, doar le-am citit. I studied those books.